niște susținători de-ai Mariei și a lui Antonio au făcut o surpriză acestui cuplu și urmează să meargă într-o vacanță după ce părăsesc competiția Mireasa. A fost ca un dar de nuntă, un cadou din partea acestora. Au trimis pachet și în pachet erau și niște fotografii cu locația unde vor merge. A zis Maria, ia uite iubire unde mergem noi la munte în vacanță și el s-a uitat la poze și a zis marș, ce frumos e, vreau, da, da, vreau. Și atunci Vlad a zis că vrea și el să vadă, s-a uitat și el pe poze și a zis că e foarte drăguț. L-am auzit pe Antonio și după petrecere duminică, spunând că niște susținători o să le facă acest cadou, dar acum le-au arătat și unde vor fi cazați, va fi ca o mică lună de mire pentru ei, pentru că am înțeles că se va întâmpla această uh, vacanță imediat după 10 iulie.